Iată-l pe actualul antrenor al lui FC Vaslui, dând lovitura onorifică de începere a acestei partide. Lăcătuș a onorat invitația președintelui de la Steaua Rangers, Cristian Cârlan, și a venit la patinoar la amicalul de lux cu FC Barcelona. Fiara a avut la picioare tribunele pline de pe Mihai Flamaropol. Soția lui, Mariana, a văzut din lojă că este simbol peste tot, chiar și la hockey. Lăcătuș le-a dat aripi oamenilor lui Nelu Alexe, care au zburdat pe gheață, și i-a speriat pe spanioli, care și-au amintit de omul care a înscris primul gol în poarta Barcelonei, la Sevilla, în 1986. Steaua Rangers a avut galerie cu pedigree la relansare. Basketbaliștii au stat în tribună, iar loja a fost aglomerată de campioni și campioane. Alături de Lăcătuș au stat înnotătoarea Camelia Potec și spadasina Ana Maria Brânză, care au gustat din plin show-ul de pe gheață. Am meritat efortul, a ieșit foarte bine.